Puțin, este până la urmă o propunere care amendează legea 143, corect, care interzice orice fel. Asta era ideea. Propunerea care am făcut-o nu dădea posibilitatea să se mai întâmple, să mai apară astăzi așa ceva. Pe când ordonanța dă, pe lângă acest fapt, și mai vreau să subliniez și acest lucru, ordonanța a lăsat un termen de 10 zile, care pe mine m-a deranjat. Aici este diferența, iarăși, între ordonanță și proiectul care eu l-am făcut. Ordonanța prevedea 10 zile, proiectul meu nu prevedea. Pentru că dacă le-ai lăsat 10 zile, doamnă, nu e nebun niciun comerciant să-și dea singur afară banii pe geam, să-i arunce sau să le dea foc. Statul, și eu asta am cerut în mod explicit, trebuia să nu lase acest termen de 10 zile, să intervină, să preia toate stocurile după sigilare, prin instituțiile abilitate, poliție, gardă financiară, să le sigileze și să le distrugă în laboratoare proprii. Și atunci n-am mai fi avut scurgeri de droguri ușoare către tineri și n-am mai fi avut probleme cu acești... Important să știm ce scoatem din gură. Pentru că omul simplu, de foarte multe ori, ia de bun ce spunem noi și acționează în sensul celor spuse. Să știți că sunt tineri care sunt fani ai Alenei Băsescu. Sigur. Și care acționează după ce spune Alena Băsescu. Ca un încredere în ea. Până la urmă, ăsta e rolul omului politic. Să aibă, cum se spune, susținători în ideile pe care le promovează. E, aceste idei, la un moment dat, dacă produc victime... De ce nu urmează să intre în politică? De ce nu urmează să-și continue studiile? De ce nu urmează aceste idei, în aceste dacă... exemple pe care, corect, le dă? Vă întreb. Corect. Aceste idei care produc victime, trebuie, până la urmă, să și le asume cineva. Și trebuie să spună, doamne, eu am greșit. Poate n-am fost suficient de bine informat. Iată, niște oameni acum suferă pentru că eu am făcut, să-i spunem, o declarație de la locul ei. Asta e problema. Vă întreb altceva atunci. Potrivit aceleiași logici, ar trebui ca orice cântăreț de hip-hop să-și asume răspunderea pentru faptul că el reprezintă nu e om politic. Nu e om politic, atenție. E adevărat, dar este un model. Da. Dar pe noi ne aleg oamenii și noi trebuie să fim responsabili ce ne spunem oamenii. Noi ar trebui să influențăm aceste modele și cred că am avut o politică. Putem lucra, acolo să influențăm, eu vreau să vă spun, artiști. Intrăm prea mult în zona ideilor. Hai să găsim o soluție, pentru că vom termina această temă și trecem la Cătălin. Dacă îmi permiteți, eu am o grilă de lucru, sigur că m-a preocupat și este o pasiune și personală și mă ocup și la facultate cu treaba asta. Deci zic că sunt implicat profund. La nivel guvernamental, rapid, reunite legile, sunt 7 tabele, eu nu intru în detalii acum. Deci trebuie readuse la o singură lege cu un singur tabel. Asta să nu ne încurcăm în ele. Parlamentul, executivul, după mine, lumea. Executivul, rapid ar trebui să reînființeze treaba asta, să asigure sumele pentru programul de interes național existent încă dinainte, nu sunt cum mari. Cum suplimentăm lista, este întrebarea asta poate de azi. Nu mai poate guvernul. Se poate lista, hai să vă spun, și înainte, și acum lista putea fi modificată printr-o propunere a Ministerului Sănătății. Așa am cerut eu. Nu, dar era și în vechea reglementare să se uite în 143 unde era o rătăcire. Deci Ministrul Sănătății este cel care acum ar putea rapid să-i ducă pe o listă. Poate acum, dar are legea. Acum deja s-au încurcat un pic. E adevărat. Le-au încurcat Traian Băsescu prin faptul că n-a promulgat legea. Așa. Ați spus mai devreme că avem în continuare comerț pe internet. Bun. Asta este foarte acum real. Problema este alta. Au venit și alte substanțe. De la această emisiune. Ce am făcut ca să tinerii să nu acceseze substanțele de pe internet. De fapt, asta e problema. Și încă o dată spun, până nu conștientizăm tinerii asupra riscurilor prin programe și proiecte concrete și alternative la consumul de droguri, putem să dăm legi câte vreți dumneavoastră. Hai să tragem această concluzie. Dumneavoastră sunteți cu acea comisie de anchetă. Vreți să lămuriți dacă există un interes politic sau la nivel înalt? Și o implicare, pentru că sunt oameni din zona puterii, nu trebuie să culpabilizăm toată puterea. Sigur, există oameni de bună credință, și aici încă o dată apreciez parlamentarii, să stabilim momentul de zero astăzi. Nu aveți astăzi dovezi ca să puteți numi pe cineva. Nu. Și nu vreau să... Existau informații, am dat la un moment dat suficient de multe declarații, am spus de ce cred eu că zona puterii este implicată în această chestiune. Nu putem face nimic așadar în momentul ăsta. Avem nevoie de această comisie, de asta am cerut-o. Comisia aveți nevoie dumneavoastră, domnule Voinescu, concluzia... Eu aștept experții să se pronunțe și sunt acolo pentru a susține orice are sens și are fundamentul... Cert că la cameră e un demers pozitiv, deci trebuie să remarc și cu cei care nu neapărat. Problema este ca să existe complementarismul dintre societatea civilă și stat. Absolut. În ideea de a dezvolta proiecte. Luăm o pauză de publicitate în acest moment și revenim cu discuția în studio, de această dată pe subiectul Cătălin Voicu și extra.